Salutare, dragilor! Vreau să vă anunț că este un video inedit pentru slăbit, pentru masă musculară și pentru corpul tău. Acest live, ca de obicei, a venit inedit pentru că așa este viața spontană și plină de satisfacție, dragilor. Ai dat drumul la microfon? Da. Bun. Este dat drumul. Atunci, ții mâna. Bun. Salut, Sebastian. Se aude bine? Să ne spui dacă se aude bine. Bun. Deci, hai să vă spun, dragilor, cum să slăbești sănătos. În primul rând, să fii activ. Super, super. Suntem cu microfoanele externe, domnul Sebastian. Eu am strâns 3 saci de gunoi care sunt cu mii de repere. Și ai fost foarte cumințel pentru că ai adunat singur el. Mulțumesc. Am făcut și am făcut, după cum se vede, și 3 băi. Eu acum sunt în costumul meu de baie. Cine mă cunoaște știe în ce costum de baie sunt. Uite. Da, da, i-am făcut cadou lui Andreea o inimă. A găsit astăzi. Am găsit-o, este proaspătă. Deci o ador. Aceasta o să stea în mașinuță. Pentru că avem foarte multe mașini la căsică. Aceasta o să stea cu noi în permanență. Iar ce mi-a plăcut mie foarte mult, am mai făcut noi tot așa un live cu... mi spune, am fost în târgul acela... Ai fost într-un târg, nu? Așa, unde aveau produse numai din argint și puțin tradiționale, da, da, în căruri tradiționale. Și tot așa am luat, ce mi-a atras atenția, exact același model de scoică, numai că era din argint, iar marea mi-a dăruit. Mie mi-a părut foarte rău pentru că nu mi-am cumpărat acea scoică de argint, dar mi-a dat marea, a fost mai generoasă și mi-a dat identică la fel, același model. Bun, dragilor! Deci să revenim la subiect. Subiectul este următorul. Tu ești un om unic și putem să te ajutăm. Și acum fac și un anunț de business. În maxim o oră, două, eu astăzi am mâncat doar niște prune, da, cu un pepene galben. Da. Da, ceva de genul ăsta. Altceva n-am mâncat. E ora 2:40, m-am trezit la 8. Până acum am muncit în continuu și cam într-o oră, două, o să fie un live pe canalul de înțelepciune. Am 2 afaceri pentru voi și a treia este acum. Orice client ne dați pentru slăbit și sport, vă ofer 10% din toate încasările pe viață, fraților. Pe bune? Da. Asta da, bun, nici eu nu știam. Deci ai muncit în timpul slujbei. În timp, păi asta vreau să vă spun. Bine că ai spus. Puiule, fii atent, am făcut slujba aici la mare. Vorbesc foarte serios. Deci am făcut slujba, mă, oameni buni. Deci asta înseamnă slujbă. Dumnezeu, vă garantez că dacă acum apare Dumnezeu sau băiatul lui Iisus, 100% este cel puțin la fel de mulțumit de oamenii care fac ceva pentru grădina Maicii Domnului. Să cred adevărat. Iar eu m-am încărcat cu energie. Bun. Hai să vă citesc și chat-ul. Deci arunci cu noi un mare. Doamne ferește, nu, l-am adunat de pe plajă. Păi da, pe l-am adunat, mă. Și acest gest îl facem de aproape 6 ani de zile, de când venim pe această plajă. Acum doar o întreținem. Pur și simplu, la început era haos, deci era o plajă foarte, foarte, foarte murdară. Iar acum gunoiul este mult mai, în calitate mult mai puțină decât la început. Vedeți că există un buton care se numește like. Cine dă like, o să
aibă iubirea lui Dumnezeu după cum o am și eu. În fiecare weekend la mare am un top model în fiecare zi lângă mine. Ea strânge un pic bluza, iubire. Iar mare a fost foarte generoasă pentru că ți-a dorit inima perfectă, da? Deci, uite! Deci o ador! Este perfectă, mai avem tot așa o inimioară la fel de perfectă. Este, dar este în casă! Ce mimuțu, gomigo! Uite! Salut, domnul Craiovean, domnul Oltean! Se potrivește cu nuanța bluzei. I-am făcut cadou lui Andreea o inimă. Deci am pentru voi două idei de afacere, a treia tocmai v-am spus-o. O să înceapă peste o oră, maxim două, un live incendiat pe canalul de înțelepciune. Hai să vă, citesc toate mesajele. Vă rog frumos să-mi scrieți. De acum încep să citesc mesajele. Domnul Răzvan e super mică. Ce e? Marea vă mulțumește. Adevărat, Ancuța. Foarte adevărat. Foarte drăguț din partea dumneavoastră. Ne-a Răzvan ochii de pietre. Doamne, doresc. Da. Băi, ai minte. Ai minte. Era schiu. Ți-arătam ceva acum, dar... Așa. Nu mai țin în mâna pe tine. Niște, la nume, niște vandali cu fuză mică de la doctor. La mic problemă, nu mă supăr, bun, vă știți mesajele. Minunat! Încă, doamne! În sfârșit! În sfârșit! Bun, dacă nu mai aveți nimic să-mi scrieți, dragilor, Cosmin, interviu, mulțumesc de like. Uite! Okay. Bun. Mare, pe cât de înspăimântătoare. Deci vorbim, dragilor, despre slăbit, da? Ăsta este canalul de slăbit, de mușchi. Dacă vreți, vorbim despre aceste lucruri. Despre alte stupidități nu vorbim. Okay. Pe cât de puternică, pe cât de frumoasă, pe atât de înspăimântătoare, mare. Ca să împăsesc forma fizică, astăzi am făcut două băi. Mai urmează, o să încep live-ul care o să-l fac peste o oră sau două cu o baie mare, dragilor. Bun, deci cam asta este, vă pup și... Uite, poți să le mai arăt mare. Cam liniștit, da, pasalul Lorenzo. Da, e mai liniștită ca în ultimele două weekenduri, dar cred că a început să se răcească. Oh, da. S-a schimbat direcția vântului și da, încă e bună, încă e bună. Dar s-ar putea într-o oră, două să fie mai rece. Oh. Ia uitați, fraților. Vă dați seama, toată plaja asta se îmbrac noi. Și... mai văd acolo un cor. Vedeți? Dar în partea asta suntem doar noi, oameni buni. Bună ziua! Bun, dragilor! Uite. Exact ce mai vreau să vă spun, avem și server de Discord, unde vă așteptăm cu multă dragoste. Orice provocare aveți în viață, în măsura competențelor, vă pot ajuta. E chiar singură. Sexuale folosite de cei care sunt în cuplu. Este o întrebare minunată, dar trebuie să fii membru ca să-ți răspund. Pentru că asta e. Dacă crede că asta e întrebarea perfectă pentru a trăi în această lume... Domnul Mimoianu, ce fac să dau țeapă la flancă dacă am luat un depilator scump? Trebuie să fii membru și tu ca să-mi răspunzi.
aude eu. Poate spune așa. Da. Data viitoare să fac acțiuni care să nu mai se ajungă în punctul de a fi nemulțumit de anumite produse, dar nu trebuie să dea ceapă. Ești deștept că nu se auzea, nu era pornit microfonul meu. Domnul Cosmin, îți mulțumesc. Tu faci doar pe bani. Da. Când nu e dragoste, măcar să fie bani, prietene. Corect. Clasicile lepe. Mai că clasicele lemne, nu înțeleg. Așa. A, domnul Mereuță, patronul SCP. Tot respectul, a, clasicile pietre. Nu, da. Da, tu să ții minte, în viață, tot ce e bun, e clasic. Adică, lucrurile simple sunt magice, da? De să știți. Păi nu e dragoste. Păi dacă sunteți de 5 ori mai mulți oameni decât like-uri, e o dragoste foarte suspectă. Poți să spui minunate, nu magice, că magice, magie și toate alea. Ai mai făcut clismă cu oțet. Îți răspund dacă ești membru. Dat like pentru inimă, mulțumesc. Nu mai am posibilitatea să plătesc și îmi place produsul, cum să fac? Întreabă un prieten, domnul Sebastian. Să muncească să-și permite și a doua oară produsul. Acum se aude domnul Răzvănaș. Bun, vă pup și nu uitați că n-am cuvinte să vă spun cât vă iubesc. Arată-i, Marian, asta e pentru Ancuța. Pentru că este foarte scumpă. Da. Dacă îmi vorbesc, să ții și tu microfonul. Da, se aude. Credeți că există vreun gay printre urmăritorii voștri? E legea numerelor. Este liber să fac ce vrea. Din 100 de persoane, unul cred că e crețar. Clar. Hai, vă pup și hai să facem show la Valul Vării. Show-ul este că o să iau o pauză pentru o masă binecuvântată și după aceea încep live-ul, se anunță și vreme bună. Oricum a fost soare și astăzi. Deci a fost soare și o să tot fie soare. Vedeți? De fapt e soare. Pe canalul de înțelepciune, domnul Cosmin. Cam într-o oră, două, maxim. E rece apa, nu e adevărat, domnul Boris. Dacă bați 10 euro, acum fac baie. Deci acum fac baie. Uite, aștept 40 de secunde. Mamă, dar ești cu Merțanu. Nu-s cu Merțanu, că v-am spus, mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a întâmplat în 56 de ani. Ceva bun, într-adevăr. Și Merțanu, vreau să vă anunț că e precum Andreea. Îl ador. Toarce ca o pisicuță. Îl ador. Dar bruza prima e aici, în inimioară. Și cealaltă este doar ei după bruza. Ce înțelepciune. Dai căutare pe YouTube, Andreea și Răzvan, înțelepciune iubire. Și vezi canalul de înțelepciune, domnul Cosmin. Vechi și ruginit. Bă, Mercedes-ul nu prea ruginește, prietene. Nu, chiar nu mă interesează. Și dacă e ruginit, ce contează? Dacă nu merge ruginit, bine, nu. Poate să fie și ruginit, care e domnul. Dar nu e ruginit. Chiar este ok. Și ani e Merințarul, 2007. Da, da, Cosmin, am vorbit cu tine pe WhatsApp. Are maxim 15 grade apă. Da, bagă 10 euro și acum intru în apă. Deci acum intru. Dar oricum au trecut 40 de secunde. Hai, vă pup. Oferta rămâne valabilă pentru canalul celălalt. Când intru pe live. Salut, Andrei. De ce nu-și face și Andreea un canal? De ce nu-ți faci iubire? Yes. Pentru că nu-mi doresc. Nu simt. Dar las pe Răzvan să vă acapareze atenția și să vă fac anumite filmulețe
eu doar îl susțin și sunt alături. Atâta tot. O să bați, Sebastian, membru unde vrei tu. 10% din ce? 10% vă ofer din orice încasare de la un client, de la voi, pentru un client care vrea să lucreze cu noi pe slăbici și mușchi. Like pentru 10 ani de noroc, să rămână, să rămână. O, să spune așa, 10 ani binecuvântați cu sănătate, noroc nu este ok. Vremea. Adevărat, dar nu de tot. Oricum, azi a fost cea mai proastă vreme din sezonul ăsta. Dar suntem optimiști. Am făcut plajă. Eu chiar am făcut plajă. Da. Sunt, uitați aici, dragilor. Am făcut plajă și sunt foarte bine. Eu dacă aș putea să mai iau o bluză pe mine, să când... Băgați un kilometru alergare pe plajă. Scumpule, am băgat mai mult, crede-mă. Și plus că o să not, am înotat fluture. N-am apucat să mănânc. Părere Michel Moron. Aha. Învăț la anatomie. Mereuță, Răzvane, Mercedes-ul nu contează, ci persoana care o conduce. Să rămână. Dar nu prea să mai găsesc piese. Da, sper, da. Dar nu știu ce să zic, eu cred că multe piese se pot folosi și de la alte. Da. Cred că și multe, scumpul meu Mereuță, se găsesc la dezmembrări. Da, nu știu ce să zic. Nu mi-a zis nimeni momentan că n-ar fi piese. Oricum îți mulțumesc. O geacă ar fi bună. Mă duc și mi-au vesta. Geacă, avem geacă, mă dar vesta. Momentan nu o folosesc. Vă pup, oameni buni. Ia să ai și ce vadă și Arpin. Părere Phoenix Cyrus. Nici ăsta nu știu și Andreea e o piesă, corect. Andreea e o ultra piesă. Ia. Ce? Da, că n-am apucat să mărâng. Ia strânge la tine. Să strâng ce? Anume? Strângeți un pic. De uitați cu ce stau eu în fiecare zi, dragilor. Ăștia mai care n-aveți treabă, adică n-aveți de treabă, nu vă uitați. Ia uitați și aici. Adică să primeze sănătatea, nu gustul. Dacă este să primeze gustul, vă luați tot ce foșniște de pe rafturile din magazine și vă faceți pufoși. Dar ce are, mă? Tu cred că ar da să stinge, mă iubire. Da? Okay. Dacă ți-i apăsat, se stinge. Dar nu ține nicăieri apăsat, doar o ține în mână, că e normal să... Bună ziua, domnul Mihai Pascu! Puteți să pescuiți fructe de mare sau guvizi? Păi cred că pot, dar păi nu am scule. Păi uite, trebuie să încerce el și să ne spună dacă merge, dacă este ok să-i investești timpul... Tovarășul Moș Crăciun! Adevărat, corp de puștoaică de 15 ani, de aia de calitate! Că mai sunt puștoace de 15 ani, sunt casaci ăștia. Nu fii răutăcios. Poți să spui doar pufoase. Deci, ce a spus? Puștoaică de 15 ani. Mi s-a dat like, să rubâna. Mulțumesc! La 46 de anișori, s-o țin și mai bine. Nu știu cine-i Miley Cyrus. Ce vreme frumoasă, nu-i chiar așa frumoasă vremea, dar noi suntem optimiști. Nu e prea frumoasă. Ba, eu pot spune așa. Dar eu am făcut plajă astăzi. Un pic soare, aerosolul, faptul că te poți bucura să stai la malul mării. Îți spui o vestuță pe tine și nu mai contează cum este vremea. Ideea este, fraților, că eu sunt la plajă. Deci eu sunt la plajă și sunt la plajă ca lumea de tot. Da, Doamne. Sunt la tocmai am făcut baie. Am ieșit când am început live-ul, am ieșit din apă. Frumoșilor.
Ai venit cu tractorul? Cu tractorul? Doamne! Nu știu, popi. Uite, să se bucure și el de un tractor cum ai tu. Stai că am schimbat, că mă chiorăsc, frate, că n-am ochelari. Cum țineți avansurile bărbaților? Nu mă interesează, frate. Andreea e o femeie liberă, poate să facă ce vrea. Ok, eu pot să spun așa. Yeah. Poate să fie cel mai bogat bărbat pe această planetă, că nu-mi pasă, nu mă interesează. Așa că chestia cu, de fapt, subiectul avansuri și mă abțin, mă dezgustă. Faceți des amore? E întrebare de membru, scumpule. Marcă banul că nu merge pe sărăcie. Dar îi se pare că nu poate să, să respire fără să-i răspundem noi la întrebarea aceasta? Hai pe bune! Ce vă face pe voi să credeți că o întrebare, o brăznicuță, vi se și răspunde? Crede-mă că poți să respiri și fără să ți se răspundă. Așa, am impresia, fraților, că unul din microfoane, cred eu că nu e încărcat și se stinge. Uite, ia-l pe al meu. Uite, Ancuța zice doamna Andreea și îți dă fețe cu inimioare, bine. A, și eu îmbrățișez. Chiar este o persoană drăguță. Ați cucerit-o cu clisma, cu oțet. Ia uzi, iubire. Dar nu e întrebare de membru asta. Pot să-ți răspund la asta, dar nu vreau. Mai, Mereuță ea. Frumusețea e artificială cât ești tânăr, dar când mai îmbătrânești, mamă, ești tare rău, mă. Nu prea mai contează așa mult și persoanele te iubesc cum ești, nu cu ce te dai sau cum ai parfume tâcă. Dam. Mereuță, exact. Vreau să te anunț că ești un om foarte bun și e un comentariu chiar care, cum s-ar spune, am simțit ceva. Ok. Atât timp cât, cât există respect, iubire, armonie și liniștea aceea interioară, nu contează banii, așa că nici aspectul fizic la o vârstă mai înaintată. Și cel mai important, să nu uitați să spuneți iartă-mă și să recunoașteți atunci când greșiți și să încercați să fiți mai buni data viitoare. Tovarășul Moș Crăciun a scris, eu învăț anatomie, sunt un sclavagist. Dar mai că e sclav de mâna a doua, sclavagist. Nu știu, sclavagist. Dar nu prea înțeleg asta. Și că vă aștept pe serverul dumneavoastră din Discord. Am pus niște întrebări interesante. Când o să intru, dar nu știu când, cred că mai pe seară, pentru că acum mâncăm și după aia cred că ne culcăm un pic, facem plajă, că e vremea, urmează vreme bună. Crezi tu? Da, iubirea mea. Doamne, dacă vrei să mă crezi, eu nici nu fac plajă astăzi. Și a plăcut Andrei la tine când te-a văzut prima oară. E întrebare de membru, scumpule. El ține. E întrebare de membru, nu se aude. Hai că acum se aude, frate. Alex Iuli, nu se poate. Și că Răzvan, cred că Andreea are nevoie de un minoxidil, că chelește. Da. Era să zic și da. Da. E în regulă. Bine, îți mulțumesc mult, domnul Alex Iuli. Dar mie îmi place de ea, cum să spun eu... Ok, un sfat pentru fetele care au părul lung. În momentul când aveți, eu am avut părul foarte bogat și apropo de ce ai citit mai adineaurea, să fac o mică completare. În momentul când vă prindeți părul foarte strâns sus, la vreo 40 de ani, ajungeți să aveți mici goluri datorită părului foarte strâns, care pur și simplu nu face ceea ce trebuie, când mă prinde părul foarte, foarte sus, într-o codiță. Da. Da? Deci eu l-am avut foarte bogat și a trebuit să stau cu el prins, că nu suportam să-l văd, să-mi țin desfăcut.
dar... mi-a spus frizerul nostru drag Ionuț ce trebuie să fac, așa că urmează. Da, oricum, Alex Iulie, nu mai... da, eu zic că, ca de obicei, a început cu o răutate, domnul Alex Iulie. Da, urât de tot, urât. Da, nu mai contează. Eu răspund oricum la toate întrebările și având în vedere că oricum nu mi-ai scris pe YouTube de vreo, cred că de 5 luni, m-am gândit să te bag în seamă, dar pe viitor ar trebui să nu te mai bag în seamă. Răzvane, câte pensii acum? Trebuie să fii membru, domnul învăț la anatomie, ca să-ți răspund. Și că la iarnă, unde mergeți în vacanță, o țară mai caldă, nu. Nu. Nouă ne place România, scumpule. La munte, la noi, la munte, în țara noastră. Așa. Ai venit cu bonurile la mare. Este o întrebare de membru. Oricum, noi venim gratis la mare, să ții minte. Deci stai liniștit. Nu vă faceți, cum s-ar spune, procese de conștiință. Noi venim moca, moca, moca și plecăm cu profit. Deci venim moca și plecăm cu profit. Andreea e superb, oricum ar fi. Îți mulțumesc, domnul Milmoianu. Tot respectul, omule. Gata, că v-am spus, eu n-am mâncat nimic astăzi. Hai că cred că se aude, mă, Cosmine. Ai mâncat? Eu nu am mâncat. Răzvane, ce faci cu gunoaiele alea de jos? Păi, mă, omule, le bag în mașină și le arunc la gunoi, logic. La pubelă. Da, la pubelă. Și că ce fac cu gunoaiele? Eu strâng foarte multe gunoaie. Eu strâng tot timpul gunoaie. Și, de fapt, aviz și lui Alex Iuli și la, să zic, alte gunoaie, nu suport gunoaiele eu. E simplu. Deci nu-mi plac gunoaiele mie. Mie îmi place așa, natural și cu dragoste. Vedeți cum e plaja? Credeți că vedeți undeva o plajă să n-aibă o sticlă? Domnule, o sticlă aruncată sau ceva? Pentru că eu le-am cules pe toate. E o plajă perfectă asta. Și că Alex Iuli s-au dus pe pensia de handicap. Da. Alex Iuli, tu știu că nu ești handicapat și acum iarăși mă iau de familia ta. Dacă tu în familie ai handicapați, înseamnă că te pricepi. Eu n-am primit niciodată niciun leu cu handicapații, deci tu în familie cred că ai handicapați, deci prin urmare ești handicapat și se vede după ce scrii. Adică, mai scurt, ești handicapat. De fapt, ești handicapat. Mie îmi place să arunc gunoaiele pe jos. Da, ești, cred că ești un copil și s-ar putea, din păcate, cine aruncă gunoaiele pe jos, vă spun de acum, nu are o relație stabilă și face laba. Empty, nu se poate. Ci că reciclați. Nu le culegeți. Nu, mă, le arunc la ghienă, mă, scumpule. Ancuța râde. Ia. Și că domnul Răzvan, Cosmin, vedeți și dumneavoastră ce greu e traiul în România. Vin vremuri grele și trebuie să avem o contribuție pentru pensie. Ce sperăm să o primim. Doamna Andreea, cum stă cu vechimea? Este o întrebare personală. Dacă vrei, bagi un membru și îți răspund. N-are rost, nu trebuie să mă justific eu. Nu trebuie să mă justific către tine. Așa. Bun. Este un mesaj reținut. Boris, ce părere aveți despre fasting? Da, e ok fasting-ul. Doar apă, fără mâncare, 24 de ore. Bă, nu e rău, să știi, dar eu sunt de părere, scumpule. Da, mă, las că știu. Și foarte... Uite, pentru tine o să și apar, pentru că e un subiect important exact pentru canalul ăsta. Contează, scumpul meu, cum te simți după. Și cum e musculatura, cum ești...
nu e rău. Deci sunt de acord cu ce spui tu. Dar eu prefer exact ce am făcut eu astăzi. Dar spun tot adevărul, că nu vă mint. Aseară am făcut un abuz. Tot timpul când merg cu mașina, să zic, sunt mai pofticios așa. Și înainte să ne culcăm, am mâncat cam jumătate de pâine goală. A început să-mi placă pâinea. Dar bine, nu pâine albă. E o pâine foarte bună. Era, cred că, o pâine cu cartofi mai specială. Dar hai să spun ce am mâncat azi. Deci asta se întâmpla seară la 1 dimineața. Iar astăzi, până la ora 3, cam așa e ceasul, am mâncat doar, să zic, vreo 20 de prune, un pepene galben și atâta. Bun. Deci am răspuns. Sunteți transgender. Deseca. Ai apărut și tu deseca. Apropo, cine dă like o să aibă parte de o femeie frumoasă și cine e crețar o să aibă parte de o sculă tare în el însuși. Așa, pe toți cei care au răutăți la adresa Andrei, acum că îi trebuie minoxidil, e răutăcioasă, are sânii mici, e tăcât să știți că veți arde în focul iadului. A, am înțeles, da. Cred că e ceva bun la adresa mea, e foarte bine. Ci că învăț la anatomie, Răzvan, îmi place trapezul tău de bărbat puternic, să rămână, bosule. Stai așa. Trapezul, da. Da. Uite aici. Uite și niște țâțe. Stai așa. Mamă, iubire, pe bune. Ia uite-le. Și nici nu pot să mă încordez, să țin telefonul. Ia uite-le. Așa, fraților. Ok, aveți și voi chestiile astea. Da. Apropo, vreau să fac o mică completare. Stai așa, iubire, stai așa. În momentul cum mi-ai exprimat doamnele și domnișoarele, atunci când se gândesc să-și prindă părul în coadă, faptul că eu l-am prins în coadă, dar este foarte slab. Puile, nu te mai justifica, gata. Nu justific. Hai, lasă coada, că aici noi suntem bărbați, iubire. Deseca, ia, sau cine sta, Boris. Și Ancuța și să iasă. Și că învăț la anatomie, îmi plac sfârcurile. Când o iau și eu. Păi tu ai palma, mă, nu ți-ai tatuat în palma, Andreea, și o iei latură, acum iau o latură. Ia-ți-o până tu o bubui. Da, strică capul. Răzvan iar nu ascultă. Da, pentru că Andreea spunea o chestie care nu are relevanță pentru bărbați. Păi nu, dar are pentru doamne și domnișoare. Da, domnul, da? Răzvan, dacă cineva v-ar da 30.000 de euro, v-ați face un piercing în sfârc? Bă, poate că mi l-aș face, dar mi l-aș scoate după aia, îți dai seama. Pe bune, ai face așa ceva? Da, iubire. Crezi că Dumnezeu, fii de înger. Ce crede despre Benzema? Eu zic că Benzema e o istorie, e ceva bun Benzema. Andreea e superbă și cheală. De ce, Doamne ferește, sunt femei care își bagă în labile exterioare? Sunt unele care și le taie. Nu știi, dar unde și le... Nu știu, era o țară în care, de când erau mici, le tăia labile, ca să mă înțelegeți voi de ce, da? Mereuță râde. Mereuță, să știi că mi-a schimbat părerea despre tine total. Ești un om, de fapt, care în ziua de azi e foarte greu să fii om. Le tăia labile, corect, 100%, domnul Cosmic. Căutați pe Google. Eu am citit într-o carte, dar nu mai știu la ce femeie, în ce țară.
Da, din păcate am uitat asta, că îți dai seama, nu e un subiect prea important. Ce părere aveți despre Manuela? Manuela o fac ăștia care n-au dat like. Femeile au labile frumoase. Ei, da, femei și femei. Andreea, pentru 1000 de euro săptămânal va juca păcănele în fața audienței. Practic să vă dea betano. Dar n-are cum să-mi dea, că sunt prea mic mie. Nu cred că eu aș face în așa fel încât aș atenționa oamenii. Adică, practic, ar fi o caterincă la mine. Știi? Adică le-a spune că nu e bine și... Lumea mă știe. Eu nu promovez lucruri care prostesc creierul. Nu o să fac asta niciodată. Poate să-mi dea și 500 de miliarde. Adică, chiar dacă poate o să fac orice, însă adevărul tot va ieși de la mine. Dragilor, Doru Ionuț râde. Ups, am rămas în urmă cu live-ul cu 100 de minute. Oh. Cosmin, ați luat bani de la Betano. Da, mă, în principiu cred că aș lua în principiu de la oricine. Da, bine Cosmin, da. N-are cum să-mi trimeată, că sunt mult prea mic. Exclus așa ceva. Ne puteți ajuta să-i facem doctorul Lipeala cu doamna Șușoacă? Da. Să-l bage în partid la ea. Îi fac Lipeala imediat. Deci că poți face un deep fake cu Andreea. Dar nu-mi plac chestiile astea cu editări. Mi se par o stupiditate, o prostie. Deci nu-mi place așa ceva, scumpilor. Mie îmi plac lucrurile normale, nu cu minciuni, editării. Nu sunt genul. Nu-s genul ironie ieftină și altceva, nu-s genul gunoi pe internet. Ești șoșocar. Da, sunt foarte șoșocar. Ești necăjit. Da, sunt foarte necăjit că sunt la mare. Sunt necăjit, bă, frate, mamă. Știi ce necăjit sunt cu... O am pe Andreea lângă mine. Ia uite. Mai încoace. Uite cât de necăjit sunt. Că am lângă mine o prințesă. Nu e o vitamină de... Păi bune, voi nu chiar nu aveți rău. Sunt necăjit rău de tot, frate. Sunt necăjit. Aoleu, ce necăjit sunt. Doamne Dumnezeule. Editatul e o stupiditate. Da, editatul fals. E o stupiditate. Părere, Gabriel Cristian Dimofte. Nu-l cunosc. Ce părere ai de Putin, Răzvane? Părerea mea seamănă foarte puțin cu Victor Orban. Oricum e patriot, Putin. Eu pot să spun așa, că dacă a reușit să extermine un virus global datorită acestui război, mai ar trebui să facem statui. Pe da. Bune. Deci îl iubești pe Putin? Puiule. Este părerea mea și mă abțin. Nu mai adică, păi eu zic că îl iubești. Mă abțin. Da. Da. Ce părere are Andreea de doctor? Ia zi, puiule. Am mai spus într-un live. Am mai spus o dată. Să se uite la live-urile noastre. Mai e o vizionare da, în plus. Da, și primesc răspunsul. Da. Ce facultate are Andreea? E întrebare de membru. Învăț la anatomie. Boris, ce părere aveți despre Zăvoranca? A divorțat iar. Da, mă, îți dai seama. Dar de ce întotdeauna trebuie să judecăm sau să criticăm deciziile altor persoane? Sunt ale lor și le asumă. Da, da, mă, iubire, da. Uite, eu vă spun, Andreea v-a răspuns, eu vă spun răspunsul meu. Oamenii ăștia foarte celebri au multe provocări. Păi, deci nu, dacă nu te duci cu o răpă... Și Zăvoranca... Zăvoranca e o femeie... Liberă! Gen Cadana Budeanu. Adică, cred că îi place osul. Și, na, m-ați înțeles voi, da? Că
Vai, Andreea, nu te mai lasă o leacă Răzvan cu gândurile tale. Bal, o las, mă. Ce anume? Ce vrei? Ce zici? Nu, ai zis că nu te las, fiță. Așa, iubire? Băi, ei oricum nu prea îi place să vorbească, eu știu, no. Uite, de acum te las doar pe tine să vorbești. Băi, are semna să stricăm canalul. Da, ea nu prea vorbește, bă, fraților. Câți ani are Andreea, să frumos și vă stă bine împreună. Învăț la anatomie, mulțumesc! Am 46 de anișori. Ia uite, ți-a și răspuns. Doctorul e un om celebru, ia uite, spune, ia zi, ia întreabă. Ia, adică răspunde tu. Doctorul e un om celebru? Mă abțin. Doctorul... Da, ce să... Pe Twitch eu cred că e celebru, da. Ține tu microfonul. Păi îl țin, că doar unul mai are. Am două microfoane, dar doar unul cred că l-am uitat deschis și nu mai merge. Anișori, ce părere aveți despre Irinel Columbeanu? Irinel Columbeanu, băiat de bani gata, care n-a muncit efectiv, i-au plăcut femeile, un om gen un pic caracter Iohannis, deci nu bag botul la el. Deci nu e un om... E un om gen doctorul, adică n-are dragoste în el. Are doar plăceri, interese, nu are dragoste în el. De exemplu, Irinel Columbeanu n-ar strânge niciodată gunoaie. Irinel Columbeanu n-are dragoste în el. Scurt. E Iohannis. Irinel Columbeanu e Iohannis. Eu cred că Andreea îi place de doctorul, da, îi place de doctorul. A zis, ferească Dumnezeu. N-are treabă, frate. Andreea oricum nu bagă botul, poate să fie și făt frumos de pe... Poate să fie unul de diamant, un bărbat cu trei căruțe de diamante, că o doare în fleșcă de toți. Nu e, mă... Foarte fericită, așa că n-am nicio durere. Nu spune că mă doare. Sunt indiferenți. Nu există. Ia auziți. Băi, Andreea ea știe ce e bun. Și ce e bun nu poate să lase. Adică ea știe de unde vine puterea, de unde vine dragostea, de unde vine tot. Poate să n-arate Andreea degetele de la picioare. Bagă membru, mă. Bagă membru, frate. Că ți le arăt eu, nu-i problemă. Ea oricum nu ți le arată, dar ți le arăt eu. Bagă membru. Să-ți vadă degetele de la picioare. Bagă membru și ți-ară degetele de la picioare. Tovarășul Moș Crăciun, ce părere aveți despre soția lui Gelu Voican Voiculescu? Doamna Georgiana Arsenie. Nu o cunosc, te rog să mă scuzi. Și nici de omul ăsta nu știu nimic, adică știu că a făcut multe treburi atunci la lovitura de stat. Chiar nu mă interesează. Așa, domnul Răzvan, dacă aveți un concubinaj, ați primit binecuvântarea preotului. Întrebare de membru, pentru că astfel trăiți în păcat. Oh. Cosmin, da. Întrebare de membru, domnul Cosmin. Ce pot face pentru a avea moderator? Vorbim pe canalul de Discord, domnul Învăț la Anatomie. Sunteți alfa. Sunt tata lui alfa, eu. Deci dacă există un alfa, eu stasu. Așa, chiar așa vă vinde soția. Pe un live pe YouTube. De unde ai tras tu concluzia asta? Sunteți puțin obsedat de asta. Da, eu sunt obsedat de tot. Sunt obsedat să fac bine. Sunt obsedat. Da, eu sunt obsedat, corect. Din păcate sunt obsedat. Adică îmi place să fac lucruri. Nu-mi place să
s-o frec. Da, sunt obsedat ca să nu o frec. Sunt în pauză 3 zile pe Discord. Păi înseamnă că Dumnezeu a luat o decizie. Cum îmi iau alocația? O să o bag membru? Da, ok. Ia alocația să pună mâna să-și cumpere cărți de dezvoltare personală și să se pună mâna să învețe. Ia uzi. Vă mulțumesc, domnul Cosmin, nu mai cer și deja primești timpul nostru. Da, nu ne mai cere bani, că nici noi nu cerem ție bani. Ai o vârstă, nene. Zici că ai afaceri PLM, la ce trebuie 20 de lei de la mine? E vorba de principiu, prietene. E vorba de principiu. Eu am niște principii sănătoase în afaceri, astea sunt. Deci mă luați și cu bune și cu rele. Dar vă spun eu că se numesc principii bune. Este, pot să o numesc legea normalității. Deci e legea normalității, ține minte. Domnul Răzvan, aș vrea să-mi cumpăr un BMW cu motor mare, ce mi-ați recomanda? E, asta e deja vrăjeală de seca, știi bine. Considerați că doamna Ana Paucăr era o femeie frumoasă. Acum, ți-am zis, gusturile sunt diferite, nici nu știu cum arăta Ana Paucăr. Dar orice femeie are bărbatul ei, cum s-a spune. Îl apreciați pe Lazarus? Da. Lazarus seamănă un pic cu mine. Adică bine, e mai tare ca mine. Dar cine știe, poate suntem la fel de fapt. Că el de fapt nu strânge gunoaie. Deci, dar suntem la fel. Adică e un alfa, zic eu, Lazarus. Da, Lazarus e ok, e un om bun, un suflet frumos. Ce, mă iubire, ce tot vrei cu Ana Paucăr? Păi știu că e Ana Paucăr, ce tot vrei? Ia căutare de Ana Paucăr. Ana Paucăr era o comunistă, să zic. Așa, la preciază și dacă am primit pauză, mai sunt șanse să mă iertați? În principiu, da. Câți centimetri ați avut?